pierdere. Da, spuneți-mi, vă rog, acum, după ce ați analizat și ați văzut tot ce s-a întâmplat, ieșind un pic din haina de avocat, cum credeți că a fost posibil să se întâmple asta? Și după aceea o să vă pun mai multe întrebări legate de ceea ce s-a întâmplat în acea noapte fatidică. Cum vedeți, cum a fost posibil să se întâmple ceea ce s-a întâmplat? Știți, e ca în celebru fragment din Mușatescu, întreabă un personaj, poate să existe atâta abjecție? Și tot el își răspunde, da. Poate. Așa s-a întâmplat și în cazul acesta. Era pe patul de spital, adusă în regim de urgență. A sunat la salvare. A sunat la salvare. Era într-un spital județean, în maternitate. Mi-a spus un doctor că statul alocă 10 salarii, 10 oameni sunt plătiți pentru fiecare pacient într-un spital județean. Și paradoxal, nu i-a venit în ajutor decât asistentele, așa oblăduind-o cât au putut și ele, pentru că, sigur, asistentele nu puteau să prescrie medicamente, nu puteau să ia decizii și atunci mai mult au ținut-o de mână. N-au putut face nimic altceva. Strigătele ei de ajutor au fost timp de 7 ore. Este o realitate, n-a exagerat cu nimic presa. Acum câteva săptămâni, procurorul de caz, prin inspectorii anchetatori de alminter foarte buni de elită, cei de la Poliția Județului Botoșani, au reconstituit ca într-un film, ca în cinematografie, ultimele clipe de viață ale acestei tinere. Și minutele ei de viață, de fapt orele ei de viață, au fost clipe de groază. Vă rog să mă credeți pe cuvânt că așa au stat lucrurile. Când am citit mesajele mesajele pe care Alexandra le-a dat familiei. A dat familiei. Exact. Le-a dat doctoriței care sau doctor, da? Așa este, doctoriței i-a dat, a dat familiei, în primul rând mamei ei, care era asistent medical, celor din familie, soțului, tuturor celor din familie, și spunea, mă doare, n-am aer, mi-este rău, am nevoie de ajutor, nu mă primește, nu vine nimeni. Alexandra la mine. I-a trimis un mesaj medicului său curant, bună seara, sunt Ivanova Alexandra, însărcinată în 13 săptămâni, am venit la maternitate cu dureri mari de burtă și sângerări. Din păcate, bebe e oprit din evoluție. Credeți că se poate face ceva să fiu chiuretată în seara asta? Mă rog, noaptea asta, că era spre dimineață. Că nu mai rezist de durere. Exact ca la naștere. Vă rog din suflet, a scris tânăra. Mesajul său a rămas însă fără niciun răspuns. După aproximativ o oră, Alexandra i-a trimis un mesaj unuia dintre medicii care erau de gardă în acea noapte. Așa. Adică în spital. Da, și a implorat să fie oferată până dimineața. Sunt Ivanova Alexandra. Credeți că îmi puteți face chiuretajul noaptea asta? Că nu mai rezist de durere. Vă rog, din suflet, simt că o iau razna. A scris tână. Și acest mesaj a rămas fără răspuns. Da, sunt mesajele de pe telefonul ei care a fost expertizat. Așa este, tocmai cum ați citit. Știți care a fost reacția mea că m-ați întrebat, mi-a cerut să mă dedublez și să fiu om înainte de avocat. Am avut o reacție pe care sigur am redresat-o din mers, pentru că așa trebuia. Așa m-am exprimat presei atunci când am fost în stradă, în timpul protestelor, pentru că au fost 15 zile la rând, sute de oameni care au protestat în Botoșani și ulterior invitate la televiziunea română, am folosit acest cuvânt, sunt psihopați. Sigur, m-am redresat pe moment. Reacția mea a fost una foarte dură. Am fost siderată în fața lipsei de umanitate. Cum poți să fii altfel? Dar de ce toate astea? Care este explicația? Adică de ce? Să știți că am și eu întrebări ca și dumneavoastră și nu am răspunsul să vi-l dau. De ce toate acestea? Că există cutume, probabil pentru acest lucru, că există cutume în spitale mai mari și mai puternice decât umanitatea, că doctorii nu se vexează unul pe altul luându-și clienții, că de fapt pacienții, că de fapt contează pacientul în sensul acesta că ți-aduce un beneficiu financiar și nu se trece peste această cutumă. A început ancheta, da, suntem în evoluția anchetei. De alminter, procurorul de la parchetul Curții de Apel Suceava depune diligențe și totul merge
destul de absolut rapid pentru ceea ce înseamnă o anchetă în malpraxis, când așteptai luni de zile poziția medicinei legale și alte luni de zile adresele și hârtiile de pe la spitale. Acum nu se întâmplă așa. Procurorul este o mână de fier, conduce foarte bine ancheta, lucrează cu o echipă de 3 inspectori până în acest moment, probabil că și va mări echipa dacă va fi nevoie, astfel încât lucrurile, da, merg rapid. Și până în acest moment sunt audiate persoanele care au fost în jurul Alexandrei în acea seară, corpul medical, respectiv pacientele. Avem expertizate telefoanele ale ei și ale familiei sau un curs de expertizare. Avem adresele de la spital. Eu cred că ancheta nu va mai dura foarte mult. Eu aștept consecințele. Cred că ați fost informat de către producătoarea dumneavoastră, că tocmai ce îi spuneam aseară la telefon, noi am avut o solicitare și am făcut-o zilele acestea, i-am solicitat procurorului anchetator să dispună măsura arestării preventive a doamnei doctor, nu o să-i folosesc numele și mă înțelegeți de ce, nu vreau să arunc tot oprobiu public asupra dumneei, nu ăsta este scopul meu. Am solicitat arestarea preventivă pe motivul că am dubii că va colabora cu anchetatorii și că își dorește să plece din țară să se sustragă urmăririi penale. Și așa cum am văzut și au dat toate televiziunile, au făcut public lucrul acesta, încearcă să eludeze răspunderea civilă, a făcut între ea și soțoportajarea bunurilor, că chipurile nu se mai înțeleg după o căsnicie lungă de o lună încoace de când este această nenorocire, clar și a doamnei doctor, fără doar și poate că este și a ei, nu numai a familiei Alexandrei, și soțul despre care dumna ei chiar a spus poliției economice că a avut mai multă contribuție în obținerea bunurilor pe parcursul căsătoriei, și-a luat o cotă substanțială și a început să o înstrăineze. Lucrurile s-au întâmplat până într-o lună de zile. Am înțeles. A dat vreo declarație până acum, doctorița care se afla de gardă? Da, are doamna doctor o declarație dată și are 3 avocați sau 2. Ce spune în această declarație? Care este? Prima întrebare ar fi care sunt declarațiile și de ce a refuzat să-și exercite, practic, sarcina de serviciu în timpul gărzii? Păi niciodată nu și-a exprimat regretul. În primul rând nu și-a exprimat regretul, că m-ați întrebat ce poziție are. Nu are niciun fel de poziție. Mă refer la cea umană. Cât privește responsabilitatea profesională, ce să vă zic, o apărare fantasmagorică. Eu cred că oamenii prinși așa în colț de viață, de situație, pot fi uneori naivi și înțeleg, nu asta condamn. Ea se leagă de niște uleiuri esențiale, banalele uleiuri pe care Alexandra le lua și le dădea și copiilor, pentru că avem 3 copii între 1 și 5 ani. Și își oblăjea copiii cu aceste uleiuri esențiale și doamna doctor spune că nu că e foarte probabil să-i fi provocat că i-a provocat una, dar de ce n-a intervenit sângerare în timpul gărzii. Care este explicația? Asta vă spuneam, că e bună ziua, bat par, că nu are o scuză și nu are o explicație medicală. Și v-am spus într-un fel din declarație. De o explicație de serviciu. Care și... e? De ce nu a intervenit în cele 7 ore cât Alexandra s-a aflat acolo în agonie, practic? Păi, apărându-se așa cum v-am zis eu și nimic mai mult, domnul procuror a dispus ridicarea acestor gentuței mici cu care ea venise... Uleiurile esențiale. Da, venise inclusiv la o atentate cu acele uleiuri esențiale și care erau ale familiei. Toată lumea se dădea cu acele... Din sticluțe mici, da, acele uleiuri pe care toți le știu au fost la un moment dat la modă pe piață, da. Le-am avut și eu. Sunt banale și infantile și sigur procurorul a dispus, noi am predat aceste uleiuri, o să fie expertizate, nu avem nicio frică. Cam ăsta este răspunsul la ceea ce mă întrebați. Așa s-a apărat profesional doamna doctor. Alexandra a trimis un mesaj și uneia dintre medicii care erau de gard în acea noapte. A ieșit declarația domniei sale la dosar? Avem la dosar declarațiile
tuturor doctorilor, așa îmi amintesc. Alexandra i-a trimis un mesaj unuia dintre medicii care erau de gardă în acea noapte și a implorat să fie operată până dimineața. Că lucrurile s-au întâmplat în anchetă în felul următor. Acolo, la cal, sub presiunea străzii, da, a fost chemat corpul medical să dea o declarație. Între timp, tot sub presiunea străzii și au fost, sigur, decizii luate la nivel ministerial, s-a hotărât preluarea dosarului de către parchetul Curții de Apel Suceava. Procurorul intrat în caz, a dat dispoziție să fie reaudiată și era firesc să perceapă direct și nemijlocit ce s-a întâmplat, să fie reaudiată toată lumea. Eu am fost la absolut toate declarațiile, mai puțin acele declarații luate la cald, în ziua când lumea s-a inflamat, a ieșit în stradă, pentru că pe Facebook familia a postat mesajele aproape calde, nici nu i se răcise trupușorul ei de 25 de ani. Și lumea a ieșit în stradă, a fost o reacție spontană. Familia e revoltată. Vă spun ce striga lumea în stradă? Vă rog. Păi, nu cred că s-ar bucura doctorii și eu am mare prețuire pentru doctori. Eu însă mi-am fost pe mâna lor și mi-am dat seama că Dumnezeu a lucrat prin mâinile doctorilor și m-a făcut bine. Am avut și eu două intervenții chirurgicale. Doctorii mei sunt mari doctori și iubesc și nu le dau niciodată vreun mesaj fără să le spun că le sunt recunoscătoare. Dar va trebui să se gândească doctorii cu ce s-a greșit în sistem, astfel încât să fie puși așa într-o mașină de tocat carne și atât de urâți de o masă de oameni. Se striga moarte doctorilor, sigur n-am să fiu de acord niciodată. S-au inscripționat mesaje pe clădirea spitalului foarte urâte. I s-a scris acestei doamne doctor în cauză pe ușa cabinetului particular mesaje criminale. N-aș vrea să le spun. Nu credeți că doctorii, toți doctorii ar trebui să se gândească ce se întâmplă? Ce se întâmplă? De ce? Și ce trebuie să facă? Ce este? Ce s-a petrecut în tot acest timp? Corect. În breasla lor de au s-a ajuns la... să fie atât de urât 15 zile la rând, să-ți iasă sute de oameni, să strige același lucru? Reprezentanții Spitalului Județean, de care aparține maternitatea, spun că au făcut toate examenele, spune că s-au făcut că în acel moment medicii au considerat că nu se impunea evacuarea sarcinii și că s-au făcut toate examenele de laborator și ecografice necesare. Haideți să vă spun. Deci doctorii vin și ne explică de ale lor și mă doare capul cu câte explicații au dat și atunci când au ieșit împreună cu managerul și au în dările de seamă publice, pentru că era scandalul cât Botoșaniu și veneau și mașini din Iași și era scandalul și național. Și sigur, dacă citești explicațiile lor medicale, te tulbură profund. Problema este una pe care a spus-o și dumneavoastră. Domnule, de ce n-ai intervenit? Scurt. Exact. Că puteai să intervii și să nu îți iasă, da, manopera medicală, pentru că nu știu ce complicații. Știți cum stau lucrurile? Că procurorul a dispus o expertiză. Noi o să ne spunem de expert parte. O să luăm din colțuri ale țării și o să ne gândim să fie un expert asupra care nu atinge, nu planează niciun dubiu. Așa, vom avea această grijă. Diligența ne va aparține nouă apărării. Și sunt sigură că la întrebarea de ce nu a intervenit, nu există răspuns. Și acest dosar este un dosar penal și va avea finalitate. Spuneți-mi, vă rog, familia, țineți legătura cu familia? Ei, sigur că da. Sigur copiii că da. Au rămas în grija? Deci copiii, e o situație tragică. Sunt foarte și... mici copiii, sunt trei copii între 1 și 4 ani. Am văzut și m-am întâlnit inclusiv cu copiii. Mă tot feresc de asemenea întâlniri cu cât mă duc mai aproape de o dramă. Mi-e frică să nu cumva să clachești și să nu o pot gestiona. Întâmplarea face că am văzut copii extraordinari, seamănă foarte bine Alexandrei, a lăsat urme puternice în viață. Copiii sunt crescuți de mama Alexandrei și de tatăl Alexandrei, de întreaga familie, de familia mare, au o familie extraordinar de frumoasă. Ei sunt foarte credincioși și asta îi ajută, știți? Foarte mult și ține uniți în această dramă și eu sper să-i țină uniți
multă vreme. Da, am pus problema aceasta cu doamna președinta Consiliului Județean din Botoșani, cu domnul prefect de acolo, oameni care s-au implicat, chiar i-am simțit, nu fac politică, nu știu nici măcar de la ce partide sunt, dar i-am simțit extrem de implicați. Și s-au gândit, da, trebuie să vedem pe mâna cui îi lăsăm, mama e asistentă, nu poate să iasă la pensie, cu ce venit ar rămâne și pun toate aceste probleme. Apropo de mamă, mi se pare înfiorător, mama Alexandra era asistentă la acest spital. Un paradox al vieții, da. Și ea însă și-a strigat după ajutor în acea seară, ca ecou al rugăminții fiicei ei. Da? Și ea și-a rugat colegele. Păi degeaba. Sigur că degeaba. Ea vine dintr-o zonă, cred că și mai grea, din domeniul psihiatriei, e asistent acolo. Și am zis că ce... E o femeie de o bunătate rară și este extrem de bună profesional și am discutat așa cu oameni din Botoșani și ce să vă spun, că știți care este răspunsul unei mame la această tragedie? Dar probabil că așa se programează creierul nostru ca să se poată apăra în fața unei tragedii, să nu clacheze, să nu mor pe loc de durere. Mi-a spus probabil că numai așa se putea face să moară Alexandra mea ca să putem schimba ceva. Deci e clar că ea știe ce este acel ceva din sistem. Și tragedia de la 2 mai, numai în urma unor tragedii, sperăm de fiecare dată că se poate schimba ceva. Asta mi se pare. Nu, da. În continuare rămâne această întrebare simplă, din păcate, la care nu există răspuns. Și anume, de ce nu au intervenit? De ce atâta ore nu au intervenit? Asta mi se pare strigător la cer. Adică este ceva absolut înfiorător să treacă atâta ore și să fie în agonie. Să spunem că dacă era în stare de inconștiență, nu știa nimeni și așa mai departe. Dar ea în tot acest timp a scris mesaje și a rugat pe doctor să intervină pentru că simte că nu mai poate. Și colegele de salon au avut un regret așa manifest, în sensul că da, este rău, haideți să o ajutăm. Și ce putea să facă? Uite, mă gândesc că a sunat la salvare, a fost rău, dar a venit salvarea și a dus-o la spital, la maternitate. Adică, pe cine mai puteai să suni? Unde să mai... Ce să faci? Să mai suni încă o dată la salvare? Mă gândesc că putea fi o soluție, dar acum este prea târziu, este tardiv. Însă măcar să învățăm din chestia asta ceva. Nu. Am văzut aici că spitalul a contestat și amenda de peste 42.000 de lei. Ce s-a întâmplat cu contestația? Managerul a declarat că această sumă de bani ar afecta calitatea serviciilor din spital. Și întrebarea vine, după moartea Alexandrei, care servicii? Acum 20 minute înainte de a intra pe platoul dumneavoastră de televiziune, am vorbit la telefon cu actuala manageră a spitalului, dar mi-e rău, o doamnă pe care o simt cu bune intenții, ce să facă, se apără și ea, un oficiu juridic trebuie să ia atitudine, să rămâi și blamat și cu banii luați și extrem de sancționat. Păi când am fost ultima dată în audiență la domnul prefect din Botoșani, spunea că are de câteva zile o mare problemă, că vin doctori și spun, nu mai putem lucra în acest spital. Bine, au venit persoane reprezentative din spital. Ce ne facem? Pentru că, uite, suntem înjurați, suntem blamați, nu mai putem avea o activitate normală. Și domnul prefect le-a răspuns cum m-am gândit și eu să le fi răspuns dacă eram în locul dumnealui și cum ați răspunde și dumneavoastră. Câștigați-vă, câștigați-vă respectul și încrederea pacienților. Redobândiți ce trebuia să aveți. Oamenilor, da, un foarte bun răspuns. Doctorița care nu a intervenit timp de 7 ore, care era de gardă, s-a mutat la Iași, la mine, da? În oraș. Nu, a dat vreo declarație până acum? Că nu am... A dat declarație. Are o declarație. Declarație la poliție. Nu mă gândeam dacă la presă, că nu ieșit urmăresc. Nu a ieșit niciodată. Păi bun, declarația cea legată de uleiurile esențiale, cum că Alexandra ar fi folosit niște uleiuri esențiale și aceste uleiuri ar fi cauzat ceea ce s-a întâmplat, nu? Ea care era o efervescentă creștină ortodoxă, care făcea parte din organizația ortodoxă, care era la modul manifest o bună creștină, ea care a găsit într-un centru o fată violată și care trebuia să nască și nu era nimănui și a dus-o părinților,
ea a dus-o părinților în casă și au trăit ca două surori și am introdus o parte civilă în acest dosar. Pentru vorbiți că a fost de Alexandra. Ca și, vorbiți de Alexandra. Deci cât de bun om, înțelegeți ce vă zic, cât de bun om, da. Cum să-și provoace ea sarcina. Am nu de provocat, spuneam că dacă păi nu folosim... că doamna doctor, acest lucru vrea să-l insinueze. Că mă întrebați care este apărarea dumneiei. Tocmai aceasta. Fantasmagorică. Păi da, dar asta nu e un răspuns la întrebare de ce nu ai... Și... Absolut. Asta, nu e... asta absolut. E un răspuns la ce ar fi putut absolut. Cauza ceea ce s-a întâmplat, absolut. Sângerările, durerile și... Dar de ce nu a intervenit? Păi nu are răspuns. Nu există un răspuns la asta. Dormea. Se odihnea. Păi s-a discutat și lucrul acesta. Dacă doctorii trebuie sau e posibil să se odihnească în timpul gărzii, ce trebuie să facă? Pot odihni, am vorbit cu ministrul sănătății, profesor Rafila, dar în momentul în care ai urgență, e obligatoriu să fii trezit și să îți faci meseria, nu? Că asta e, de asta e meseria. Așa este. Da. Ce să zic, un caz greu, îl urmărim, suntem aici, când apar informații noi, vă rugăm, vă așteptăm. Eu vă sunt recunoscătoare, consider că nu aveți atenția... De ce. Asta facem. Atenția presei mă va ajuta foarte mult. Da, și presa trebuie să urmărească în continuu. Vigilența. Să urmărească și de aici înainte subiectul. E important să, măcar să învățăm ceva cu toții din această tragedie. Mama a trei copii care a stat 7 ore în agonie și a murit în cele din urmă. Mulțumesc, doamna avocat, și... Ținem legătura. Sigur. Să discutăm despre acest caz. Mulțumesc mult de tot. Și eu. Urmează partea a doua emisiunii cu generalul Bădălan. Ne întoarcem în câteva minute.